Salutare, prieteni! Sunt Vale, suntem într-o nouă săptămână și, cum ați observat, de data aceasta avem live-ul nu vineri, dar luni. Asta este noua zi în care vom face interviurile cu membrii. Va fi în fiecare seară la ora 9 Moldova, ora 7 în Anglia, ora 8 în Europa, în care noi vom discuta cu un membru nou din comunitatea în KGX și vom discuta despre experiența care urmează în săptămâna aceasta. Și astăzi l-am alături de mine pe Alexandru Sicara. Alexandru, salut! Salut, Vale! Alexandru, dacă poți în câteva cuvinte să-mi spui cu ce te ocupi și unde locuiești la moment. Salutare la toți! Mă numesc Alexandru, 20 de ani, mă ocup cu amenajare și servicii grădinărit, locuiesc în Chișinău, originară, din satul Zlost, raionul Cimișlie. Uh-huh. Ești primul din Moldova, care, nu, de fapt Ștefan Păslaru era primul din Moldova, dar cu el mai complicat, parcă mai mult Anglia, da. Alexandru, sunt bucuros să te cunosc și pe tine. Și astăzi vom discuta despre experiența de networking, dar înainte de asta vreau să îmi spui câteva, să vorbim un pic despre însăși Uncage și dacă îmi poți spune cum și când ai descoperit Uncage. Uncage-ul, când? A fost vara anului trecut, datorită lui Alexei Pripeliță, adică din tăi l-am cunoscut pe Alexei Pripeliță, apoi Uncage-ul, și el mi-a povestit mai mult despre Vadim Țurcanu, după care am ascultat cartea lui, apoi am citit-o, apoi mi-a plăcut, am cumpărat cărți și am făcut cadouri, cartea lui, adică anume prietenilor. Și membru în Uncage din februarie anului 2021. Super, super. Deja ai câteva luni pe platformă și poți să spui în aceste câteva luni cât deja ești pe platformă, ai observat careva schimbări în viața ta personală sau profesională? În general sunt mai multe schimbări, dar pur și simplu schimbări așa, mititele, știi? Adică mititele care undeva am făcut o decizie, poate nu chiar, n-am atras mare atenție, dar ieri anume mi-au fost influențate din Uncage. Ceea ce ține de îmbunătățiri, cel mai mult am observat anume îmbunătățiri în relația mea cu familia, adică cu frații mei, cu însăși mama, cu tata. Adică cumva am început să înțeleg unele lucruri care înainte poate nu atragem atenția, unele întrebări să ne le pus, anume am mai descoperit mai mult pe mine, anume eu să învăț și astfel e spre bine, adică am observat că multe lucruri în familie e spre bine altfel și cam asta. Dacă tot vorbim despre networking, da, adică poți să spui dacă ai reușit să creezi careva prietenii, relații fiind în comunitatea Uncage. Da, da. Fiind în comunitatea Uncage, în general, iată, însăși la cursuri care am fost la Alexei Pripeliță, Strategic Networking, noi și până în ziua de azi, adică ținem legătura, este grupul pe WhatsApp, și permanent este o problemă, scrim acolo, adică vine careva cu sfaturi, careva idei, careva numere de contacte și așa se rezolvă. Adică foarte deschis grupul și foarte mereu să ajute. Adică asta e. Adică primești un suport care e necesar pentru tine. Ce experiențe cea mai tare îți plac ție, în afară de strategic networking, ce alte experiențe în Uncage sunt pe placul tău? Cercul masculin îmi place în general temele care le abordează. Adică fiecare temă care o abordează Vadim e foarte actuală pentru mine, ce ține chiar și relația cu părinții,
ultima temă care a fost de sâmbătă, da? Adică ele sunt foarte actuale pentru mine și aș spune că asta cel mai mult mă, așa, mă prinde. Da, este o experiență foarte puternică și cred că important pentru orice bărbat, pentru că în aceste experiențe de cercul masculin ai oportunitatea să vorbești pe subiecte foarte sensibile uneori. Și chiar dacă cercul masculin uneori și cercul sensibilității, da, să zicem așa, dar care este foarte important pentru dezvoltarea masculinității noastre. Poți să-mi spui dacă cumva dacă ai fost și în alte programe de dezvoltare personală și cum, cu ce diferă pentru tine experiențele în Cage de alte experiențe, alte programe de dezvoltare personală? Am fost eu cred că la 17 ani, adică seminarii, evenimente, cursuri și tot așa. Însăși, ce îmi place, adică aici, anumite seminarii, evenimente se organizau, dar și gata, ca și când următorul la peste un an, de exemplu, sau la o anumită perioadă, da? Dar încheie cumva, e foarte cioplit pentru moldoveni. Adică foarte prin interesul tuturor e explicat, știi, așa, anume explică moldovenește, să-i spunem așa, adică din experiența la moldoveni și pentru moldoveni, pentru că în general, noi ca cultură la moldoveni consider anume ne leagă anumite convingeri, anumite educații și atât, e foarte actual pentru noi și atât anume temele astea săptămânale, adică eu cumva am fugit la întrebare. Da, eu adică poți, cred că să continui gândul tău, adică ție îți place faptul că există o careva continuitate, adică nu e un training care a fost și primul s-a terminat și gata, de aici există o careva continuitate, plus există platforma unde tu poți în fiecare zi să intri și să iei o doză de inspirație, pentru că platforma noastră, Engage, înseamnă ca o rețea socială, unde poți să comunici cu alții. Vadim Țurcan foarte des postează careva lucruri interesante, citate, careva tehnici și așa mai departe. Da. Și asta te atrage. Și oameni, probabil și pentru că este o comunitate activă, cum ai spus tu, că uite, ai fost la un workshop care se numește Strategic Networking și după aia nu s-a terminat totul, dar voi continuați să comunicați și vă ajutați unul pe altul. Da, da. Ok, dacă tot vorbim de networking, spune-mi de la început, hai să vorbim pe scurt despre experiența ta de strategic networking. Da? Tu ai participat la workshop, este un workshop special în cadrul platformei. Dacă poți spune care e ca un lucru pe care tu l-ai învățat și la plici din acest workshop și care are pentru tine cel mai mare impact. Asta e tehnica CCDC. Pe urmă, asta e un lucru care e important. Și anume să aflu trei puncte de informații personale de la o persoană și pe bază la acele informații personale deja să cumva să deja să intru cu dânsul în discuții, despre dânsul vorbind de acolo. De exemplu, am aflat că el e dintr-un sat anumit. Eu în satul și el am fost, mie mi-a plăcut și mi-a plăcut, de exemplu, mănăstirea sau este acolo un loc ceva care mi-a plăcut. Și îi spun că e ca, uite, am fost acolo în sat și e ca, mi-a plăcut satul și el mi-a plăcut anumit asta. De exemplu, mănăstirea. Așa e de frumoasă mănăstirea și eu. La voi? Și așa se începe discuția. După aceea dau o întrebare, la fel, dacă cunoaște, dacă mai cunosc, puncte comune găsesc, ca exemplu. Crezi în pot, ca zici. Da, da, și asta mereu funcționează. Chiar dacă de dânsa mulți cunosc, dar mereu funcționează.
Tu spus de tehnică CCDC, o tehnică foarte populară și întrebuințată în Cage. Dacă poți să poate pe scurt să spui și celorlalți în ce constă CCDC? Tehnica CCDC constă în mai mult așa claritate. Cine este persoana, ce face, de ce face și cum face. Adică în orice se folosește, în prezentare, prezentarea firmei, prezentarea unei persoane, prezentarea unui produs, pentru că nu foarte mult nu ne ajunge claritatea. Anume, cine este, ce face, de ce face și cum face. Da? Și adică este patru întrebări, sunt destule ca tu să înțelegi dacă persoana și cumva corespunde un anumitor valori sau doriți, crezi cu dânsa relație cam prescurtată. Sunt patru întrebări la care răspunzi. Și tu folosești să înțeleg și în, când faci networking sau când comunici cu alți oameni, încerci cumva să afli cine e persoana asta, cu ce face, de ce face. Apropo, de ce face și cum face, cred că mai puțin. Majoritatea probabil se opresc la cine e persoana asta, ce face și mă gândesc, dar și el poate pe mine să mă ajute sau și pot ieși de la dânsul, știi? Mai puțin întreabă de ce, că mai ales de ce face, știi? Că motivația persoanei. O lună în urmă am avut o experiență nouă la care tu ai participat. Asta este networking cu toți membrii din comunitate. Probabil ți amintești experiența asta. Și noi avem săptămâna aceasta, va fi încă o dată. Și noi am folosit acolo tehnica CCDC. Și am vrut să mi-este interesant că după networking care a fost luna trecută, ai reușit să faci careva contacte noi cu persoanele cu care le-ai cunoscut în cadrul evenimentului de networking? Anume în comunitate te referi? Da, da. Din comunitate, adică am cunoscut persoanele însăși din care am participat la curs, la networking, în general la strategic networking, acolo și o format Alexei, o conexiune între toți, cumva a fost așa o predare. De obicei, multe cursuri, pur și simplu vorbește și tu asculți, dar ești așa a fost o conexiune, că cu toți a fost la părere și a fost un curs foarte practic, foarte, foarte practic. Și iată cel mai mult, dacă vorbind, anume legătura, eu păstrez până în ziua de azi, adică cu băieții de acolo. Adică din Uncage am mai cunoscut persoane, dar asta a fost mai înainte, cred că, până spre da networking. Și ai reușit să scuze, ai reușit cumva să aceste legături care le-ai creat, te-au ajutat cumva și pe plan profesional? Da, da. Ca exemplu, ultima recent care a fost, asta lunea trecută, pierdusem portofelul. Da, adică așa, mă grăbeam atunci, pur și simplu nu l-am pus cum trebuie și el a căzut. Și eu mult l-am căutam, întrebam și până la urmă, adică o persoană tot din grupul strategic, am scris problema mea acolo și după aceea o persoană, adică înscrie în privat, băi, uite, eu aș face așa, încearcă așa, te pot ajuta cu asta și m-a ajutat, adică care fac contacte, o anunțat acolo, că e așa și tot datorită unei persoane de acolo, îmi găsești portofelul. Adică e tare interesant. General nici nu m-am așteptat ca să-l mai găsesc, adică acolo, dar iată așa, ca exemplu, asta a fost așa pe plan profesional, dar sunt și pe plan, iarăși, din Uncage, plan spiritual, plan anumit cu părinții, cu frații, cum am mai spus recent. Ceea ce ține de, iarăși, profesional, anumite decizii în caracterul meu, de a fi mai, a cere mai mult ajutor, mai mulți sfaturi la cineva, adică să-mi spun că, să recunosc că am o problemă
față cineva și să cer ajutor ca eu să mă pot dezvolta. Și asta e important, asta e foarte important. Da, este foarte foarte important să fii uneori vulnerabil, da, și să recunoști că ai nevoie de ajutor și pentru asta e nevoie de putere interioară, pentru că noi de obicei avem frica de a cere ajutor din frica noi, da, adică din frică și din uneori chiar din egoismul interior. Da. Alex, dacă ai recomanda încheici celor care acum ne urmăresc pe noi live, de ce crezi că merită ca ei să se înscrie pe platformă? În primul rând pentru dezvoltarea personală, adică toți știm că e bine dezvoltarea personală, da? Dar iarăși mulți rămân la partea de teorie și mai puțin la partea de practică. Undeva în cage-ul combină foarte bine teoria cu practica în lecțiile care le predau și temele care le abordează. Dacă ar fi încă un de ce, asta e însăși formarea convingerilor. Pentru că în comunitate, poate, nu știu dacă, într-o oarecare măsură și mi-e ușor, pentru că când vezi mai mulți cred în anumit în ceva, adică începi și tu mai ușor să accepti anumite idei, anumite convingeri și cred că de atâta. Adică și e destul de comod. Adică aplicații e permanentă legătură. Dacă dorești, ai careva problemă, poți să o postezi acolo în aplicații, să scrie acolo despre dânsa și deja să-ți vie cu un răspuns. Asta, și nu doar de probleme. Adică sunt chiar și unii organizează challenge-uri, da? Unii se expun cu anumite experiențe pe care le-au trăit și chiar e interesant câte uneori, știi, adică să vieți. Altfel spus, you're not alone, da? Tu ești înconjurat de alți oameni și cel mai bun e dezvoltare personală care se poate întâmpla cu cineva, asta este când o faci alături de alți oameni, da? Asta cum ești la sala de forță, da? Tot timpul când parcă te duci la sala de forță sau când, nu, îți dă mai bine altă analogie cu alergatul, da? În cazul meu. Una când alergi singur, da? Alta când tu alergi cu oameni în jur, cumva ai și mai mult energie și mai mult motivație să faci chestia asta și există și energia asta de grup, simbioza asta de grup care te mișcă înainte și chiar dacă nu mai poți, tu oricum continui și asta e foarte important, cred, în dezvoltare personală. Și chiar deși se numește dezvoltare personală, da, unii cred că personală înseamnă numai eu personal mă dezvolt, da, eu cred că dezvoltare personală trebuie să fie într-o comunitate făcută. Și eu vreau să-ți mulțumesc foarte mult tu ca membru comunității, ești foarte fain și mersi foarte mult pentru timpul pe care l-ai acordat astăzi. Eu știu că Moldova deja e oră nouă, e o oră târzie, dar eu îți mulțumesc că ai dedicat jumătate de oră pentru acest live și ai dat careva sfaturi și idei foarte interesante cu același CCDG și idei de networking. Dacă voi, dacă cei care ne urmăriți doriți să aflați mai multe tehnici de networking, să îmbunătățiți partea voastră spirituală, emoțională, atunci eu vă recomand să vă înscrieți în comunitatea noastră, în KGX365. Deja s-a pus un link, Anastasia, mersi, a pus un link în comentariu, puteți să intrați pe acest link, să citiți mai multe informații despre noi și noi vă așteptăm cu mâinile deschise în comunitate și eu cu Alex suntem gata
Să ne vedem la următoare experiență, de exemplu, de networking, care noi organizăm în fiecare lună, câte o experiență de networking dintre membri, adică ca membri să se cunoască, să creeze noi contacte, să se ajute reciproc și vă așteptăm și sperăm și voi să fiți parte din comunitate și să participați la aceste evenimente minunate. Și, Alex, pe tine te aștept și eu miercuri la evenimentul de networking cu membrii, unde vor fi membrii comunității cu care vei putea să aplici tehnica CCDC și să creezi noi contacte. Da, mersi și mult ție, Vale, pentru timpul acordat, pentru experiență. Da, da, și eu îți mulțumesc foarte mult. Iar noi ne revedem săptămâna viitoare, cum am anunțat la început. Începând cu această săptămână, am mutat live-urile de pe ziua de vineri, pe ziua de luni. Așa că ne vedem în următoarea luni, la ora 7 Angliei seara sau ora 9 Moldovei seara. Și vă aștept cu nerăbdare cu următorul invitat săptămâna viitoare și, cum v-am spus, vă aștept cu mare drag în comunitatea Engage X365. Pa, pa! Pa, pa la toți! Mersi!